Adică nu văd cine o poate egala din grupa mea. Îmi place să văd cu ei, îmi place atitudinea, îmi place că e stăpână. Îmi place poziția ei pe scenă, care îmi spune multe despre cât de sigură se simte pe ea acolo și de neclintit. După audiție a fost senzațional. Pentru că după a apărut audiții pe TV, am avut multe mesaje de la fan. A zis că sunt româncă de noastră și felicitări că am învățat foarte repede să vorbesc în română și sunt foarte drăguță, așa, și sunt tot așa fericită. Am lucrat foarte mult să fii unde vreau să fii. Doamne ajută! Și a fost foarte greu viața mea. Tatăl meu a murit când eram un an și mama mea nu are job. Încercăm să mâncăm orez cu sare, orez cu sos de soia, orez cu lapte. Așa e viața mea când eram mic. Și de asta am visul în viața mea. Să facă bani pentru mama, să dau mâncare pentru mama, să fie altceva. Familia mea în Filipine. Am o fetiță care are 7 ani. Și am lucrat foarte mult să trimite bani în fiecare lună pentru mama mea și pentru fetița mea, că n-are nimeni să mă ajută. N-am văzut pe copilul meu 2 ani. Am doar poza ei cu mine tot timpul. Vreau să fiu ceva. Bună seara, mamă! Pray to God hard. I know Him. I know He will listen to you. Always bear in mind that we love you very much. We love you. God bless. Love you. Take care of yourself. I work very hard for them and I do everything for them to give everything what they don't have. Because when I was younger, I don't have nothing. I don't even have time to play because I helped my grandmother because my mother let me there. And my childhood is very, very trist. And I'm very thankful because God gave me my voice to use because we don't have money to go to school. I want to take my daughter to have a very, to have a better life. O să cânt, o să lupt pentru fetița mea și mama mea până să mor și o să lupt pentru visul meu. Hai! Doamne, ajută! Hai, să rune cu câini mult, pentru că n-avem de ce. Let's do this! Mama! Absolut sigur că să fie extraordinar. E și iubibilă, e și foarte caldă. Ea nu este acel tip de frumusețe nordic rece, intangibil, la care n-ajungi ușor. E caldă. Are și ceva de mamă. Bine, are, e mamă, e, înțelegi, dar vezi asta. Simți asta. O, mamă! Doamne! Uite, la asta nu mă așteptam. Așa, bronz, da. Așa, picior bună fin. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Bella Santiago, am 28 de ani. M-am născut 1 decembrie 89 și sunt din județul Filipine. Asta cu 1 decembrie e cea mai tare.
Auzi, stai că văd ceva nou. În toată această clipire, nu pot să nu observ sclipirea de pe degetul ăsta inelar. O, Doamne! Da, am primit cadou! Așa se spune. Și o să fii muncă-rumuncă. Adică... Te-a cerut, mă? Da. Gata. În 6 septembrie am cerut inelar. Aplauze, Doamne. Te-a cerut. Așa se face. Așa trebuie. Bravo! Un bărbat român. Da, să fie. Bărbat adevărat. Unde ești? Unde e? Unde e? Acolo! Uite-l, mă! Pe bune? Te iubesc. Te quiero mucho. Stai jos. Poate credeți, poate nu, are ruși pe dinți. Te rog frumos să te ocupi, Finuț. Ai văzut, domnul Brânciu, câte lucruri se pot face, câte noutăți. Tu numai cu apa aia și cu prosop, uite, ruși pe dinți, chestii. O să fiu atent la dumneavoastră, domnul Bănică. Nu, eu nu mă bag. Este, căci am ruși pe dinți. Ești perfectă, băi, Jorvic, ești perfectă. Bă, deci mi-e frică de momentele astea când e presiune pe cineva, când toată lumea se așteaptă, când toată lumea... Când credeam că se va sfârși totul, de-abia atunci începe! Exact! Și acest moment va face cel puțin la fel de multe vizualizări precum precedent. A fost record. Hai, succes! And it's bringing me out the dark. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship back. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching in a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Inside out.
ochii de la Bela când e pe scenă, pentru că mă ține acolo, nu mă plictisesc. E un spectacol vizual. Aici e vorba de show total. Pentru cei care lucrează în industria muzicală, e clar, e vorba de un alt nivel. Show este total, este singura interpretă care vine, cum să zic, cu o contribuție personală la o piesă pe care o cântă în felul ei. Avem toate ingredientele. N-avem ce comenta la genul ăsta de show. Felicitări, felicitări pentru faptul că... ai strâns atâtea vizualizări și este clar o concurentă care probabil... Bine, acum nu știu ce va face Delia, dacă va ridica pe cineva sau nu. Asta e... Altă întrebare. Bela Santiago, ești a doua finalistă a echipei Deli. Felicitări! Te quiero mucho, baftă! Mersi! Că este o ucire naturală, asta o să te ajute foarte mult. Și doi, experiența ta de ce nu te-a plafonat, dar te-a eliberat. Aplaud asta, pentru că de regulă nu se întâmplă așa, sincer, felicitări pentru asta. Și ultimul lucru pe care am vrut să-l spun este că noi cu toți am avut așteptări mari după audiție. Îți dai seama că ai setat un standard pentru tine și pentru concurs. Eu am pareat că nu va fi mai bine și am pierdut pariu, felicitări. Iar acum intrigă. Mă omoară așteptarea asta. Mi se pare că ești un artist complex, mi se pare că ești o femeie fenomenală, cu o voce incredibilă, cu o forță incredibilă, cu o energie foarte bună. Arăți impecabil, te comporți impecabil. Eu am senzația că cu tine poți să câștigi X-Factorul și ai un scaun. Doamne, normal că ai un scaun. Este concurent câștigător. E sălbatică, e leoaică. E această Beyoncé, Rihanna, Tina Turner, ce vrei tu. E divă. E deja divă. Eu așa o văd, așa-i simt aura. Adică nu mi se pare că îi lipsește nimic. Mă întreb acum eu pe mine, cu cine de acolo nu pot câștiga X-Factorul? Dar tu pe cine e ridică? Eu? Da. Aș face o alegere clară. Aoleo. Nu vă faceți griji. Aoleo. Deci? Dintre Vincenzo și Simion, cei doi care sunt acum, aș alege unul dintre ei, fără doar și poate. Iar la lucrul ăsta te gândi și tu, nu mai vrei să mai diversifici puțin atmosfera? Da. Păi zic că ea se va așeza pe scaunul lui. Lui? Lui Simion. Felicitări, Simion. Sorry, n-am cum.